desfășurare unui referendum în aprilie în procedura simplificării procedurii de alegere a șefului statului. Ce este pregătit pentru acest referendum? Vreau să fie clar pentru toată lumea, CEC și aparatul Comisiei Electorale Centrale este un organ profesionist, bine pregătit în orice moment să facă față oricăror necesități de organizare evenimentelor electorale. Pe de o parte. Pe de altă parte, problemele discutate acum larg în societate nu sunt mai mult decât o ipoteză. Deci este o eventuală desfășurare a unui eventual referendum. Nu putem astăzi să vorbim absolut concret și absolut cert asupra anumitor probleme, dat fiind faptul că nu există o hotărâre clară a unui organ abilitat cu adoptarea unor asemenea hotărâri, și anume, Parlamentul nu a adoptat o careva hotărâre asupra referendumului. Deci trebuie să pornim. Tot ce se discută astăzi în societate este doar cât o estimare a unor posibile desfășurări de situație. Se aud vocea unor analiști care spun că legislația în vigoare nu a permis desfășurarea referendumului, deoarece un referendum în aceeași problemă care a avut loc în septembrie 2010 și încă nu a trecut termenul de 2 ani prevăzut în codul electoral în acest sens. Da. Ce părere aveți dumneavoastră? Deci, într-adevăr, codul electoral prevede asemenea normă care spune clar că un referendum republican nu poate avea loc la aceeași problemă doar decât după expirarea a 2 ani de la data ultimului referendum, rămâne cei abilitați cu funcții speciale, și anume constituționaliștii, parlamentul, analiștii să-și dea opiniile. Noi nu comentăm, nu dăm analize, dat fiind faptul că noi suntem un organ apolitic și doar executăm în strict conformitate legii. Asta e tot ce am vrut să vă zic. Oricum, pentru noi nu are valoare că acest referendum se va desfășura în aprilie, ori în august, ori nu se va desfășura deloc. Ori întrebarea cu tare, ori întrebarea cu tare va fi supusă referendumul. Atâta timp cât va fi adoptată o hotărâre legală, care va rămâne în picioare de desfășurarea unui referendum, noi nu vom avea decât să realizăm cele stabilite. Procedurile sunt descrise în codul electoral, sunt mai multe posibilități de organizare a unor eventuale referendumuri republicane. În cazul când Parlamentul, ori membrii, deputații în Parlament inițiază un asemenea referendum, urmează să fie elaborat un proiect de lege care trebuie să fie prezentat Parlamentului spre aprobare, ulterior urmează să fie cerut avizul Curții Constituționale și ulterior trimis Comisiei Electorale Centrale pentru desfășurarea tuturor procedurilor conform codului electoral. La toate aceste etape, deci până la acest document să ajungă la Comisia Electorală Centrală, acolo se dau toate expertizele legalității, constituționalității și restul. Noi doar primim această hotărâre a Parlamentului spre executare directă. Este posibil diminuarea pragului de prezență minimă la referendum la desfășurarea acestui? Iarăși e o chestiune de oportunitate politică. Politicienii noștri urmează să adopte asemenea decizii. Noi nu luăm poziții pe motiv că iarăși este o chestiune de ordin politic. Diferite partide au diferite viziuni. Odată ce noi vom lua o anumită poziție, poate apărea senzația că CEC apare părtinitor în această problemă. Noi nu suntem părtinitori și din aceste considerente nu comentăm. Practica internațională este bine cunoscută, nu suntem noi cei care trebuie să o aducem pe masă politicienilor, ei și de unii singuri cunosc foarte bine care este practica inclusiv în Uniunea Europeană. Urmează dânșii să adopte decizia care o cred oportună. Timp cât vorbim despre o ipoteză, despre un presupus referendum, este și prematur de a da anumite costuri clare, deci un anumit diviz de cheltuieli. Totodată, noi avem practica desfășurării unor asemenea evenimente electorale de așa învergură. Deci referendum constituțional a mai fost anterior organizat, alegeri parlamentare care după metodologie sunt aproape de organizarea unui referendum constituțional. Noi am estimat costurile cel puțin vor fi de 40 de milioane de lei, cel puțin. Dar în unele condiții ar putea să se majoreze și poate chiar cu 50% această sumă. Deci diverse situații pot apărea. Oricum, odată cu clarificarea situației asupra desfășurării a unui atare eveniment, noi desigur vom prezenta guvernului spre aprobare un diviz de cheltuieli care va prevedea toate cheltuielile necesare. Cum vi se pare de riscul ca referendum să eșueze în condițiile în care la urnele de vot se vor prezenta mai puțin de o treime de numărul total de alegători?
Vreau să vă asigur că noi întru totul vom reflecta voința politică a poporului expusă în cadrul unui eventual scrutin. Deci, pentru noi, ca organizatori alegerilor, este important noi să creăm toate condițiile ca cetățenii Republicii Moldova care vor dori să-și expui opinia, fie la alegeri, fie la referendum, să poată să facă acest lucru. Care este voința poporului? Cum vor organiza partidele activitatea în munca lor de propagandă cu alegătorii? Deja este problema partidelor politice și nu a cecului. Chiar dacă să presupunem că eventual noi vom ajunge la anumite rezultate care astăzi nu sunt așteptate de către cei care inițiază acest referendum, pentru noi scopul este altul. Scopul este de a organiza condiții legale pentru desfășurarea unui asemenea eveniment electoral. Aspectele politice și rezultatele în cazul dat sunt strict politice, că va avea loc, nu va avea, care va fi rezultatul, pozitiv, ori așteptat, ori neașteptat, pozitiv, ori negativ. Deja nu mai ține de cec. Pe noi nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează în ziua stabilită de o hotărâre legală a Parlamentului să fie deschise birourile electorale, în birouri noi să avem funcționari instruiți, să avem toate materialele necesare, pentru că toți să poată să vii să-și expui votul. Sigur că și această zi a alegerilor urmează să fie precedată de o campanie de 60 de zile adecvată situației. Domnul Jocan, în timp să auzi că vă cer comentați. Păi fiecare are dreptul să-și expui opinia sa. Deci probabil că au anumite motive din ce fac acest lucru. Eu astăzi nu cunosc aceste motive și nu văd cam de ce ar trebui să fac acest pas. Eu corect, în limita legislației în vigoare, și nu doar eu, dar noi, întreaga componență a Comisiei Electorale Centrale, cinstit și corect, ne executăm atribuțiile de serviciu care ne revin conform legislației în vigoare. Iarăși, codul electoral prevede procedura în articolul 20, care ar fi cauzele exhaustive de demitere a unui membru a Comisiei Electorale Centrale. Niciuna din aceste cauze nu este întrunită. Nu înțeleg care ar fi motivele. Deci eu nu intenționez să-mi dau demisia la dorința cuiva. Deci eu am cunoștințele, experiența necesară pentru a administra acest domeniu în conformitate cu legislația în vigoare pe durata întregului mandat. Credeți că vom avea un președinte în acest an sau din nou alegeri parlamentare anticipate? Eu am o poziție cetățenească, dar care am să mă abțin să o expun, grație atribuțiilor de serviciu care îmi revin și care mă obligă pe mine să nu manifest careva preferințe politice, să nu exteriorizez această poziție. Sigur că orice stat, orice societate urmează să-și rezolve problemele care sunt. Situația care există în Republica Moldova la etapa actuală, de unii este văzută ca o problemă care necesită fi rezolvată, de alții este văzută ca o criză care nu mai poate fi rezolvată. Politicienii să-și facă meserie. Eu, dacă vor fi organizate referendumuri, dacă vor fi organizate alegeri, sigur că voi merge ca un cetățean exemplar, voi merge și voi participa la aceste evenimente electorale. Dar pe de altă parte am obligația legală care o respect cu sfințenie de a menține echidistanță și echilibru. Mulțumesc!